Această sărbătoare își are începuturile încă din anul 1872, când a debutat organizarea sărbătorii sădirii arborilor în Statele Unite ale Americii, ca o consecință firească a accentuării despăduririlor. În România, prima dată a fost organizată în anul 1902 de către Spiru Haret, pe atunci ministru al cultelor și instrucției publice, sub denumirea Sărbătoarea Sădirii Arborelui. O acțiune de plantare de puieți a avut loc astăzi la Ocolul Silvic din Șimian, acolo unde peste 50 de persoane au sădit pomi care să ajute la stabilizarea solului. Este vorba de campania Luna Pădurii, care se desfășoară în perioada 15 martie-15 aprilie. Este un eveniment care marchează și vrea să puncteze sensibilitatea opiniei publice și a factorilor de decizie asupra importanței pădurii, asupra necesității protejării pădurii. Silvicultorii execută lucruri specifice de plantare, de înființare de noi culturi, de lucrări în pepiniere, de igienizarea pădurii, de dare a unei fețe noi a activității noastre. În această zonă, în care pădurile ocupă o suprafață nu tocmai mare, rolul nostru este deosebit de important de a pune în valoare aceste stațiuni, unele nu tocmai productive, de a le împăduri, de a crește procentul de împădurire a zonei. Acțiunea de astăzi reprezintă doar începutul a ceea ce urmează în acest an. Reprezentanții Direcției Silvice din Mehedinți vor ca în 2013 să planteze 1 milion de pomi în pădurile din județ. Direcția Silvică are pregătiți un număr de 1 milion, circa 1 milion de puieți forestieri din specii diferite, care vor fi plantați în cursul anului 2013. Suprafața cu pădure pe care Direcția Silvică o va regenera în cursul anului 2013 este de 350 de hectare de fond forestier, din care 77 de hectare reprezintă prin plantări și diferența de 253 de hectare reprezintă regenerări naturale cu specii deosebite. Acțiunile pădurarilor din Mehedinți vor continua și în perioada 1-5 aprilie, când peste 100 de elevi din școlile din județ vor participa la o amplă campanie de plantare de pomi în pădurile de pe raza Mehedințiului.